Bom, quero saber se a gente vai lá para o campo, para ver se uma pessoa que lá já entrou. Deixa eu manter para o campo, se para essa volta, eu me deito, tá? Data para ver o mar, o teorema, a gente já trata de entender. Dreapta. Paralelo cu un plan. Plan. Perpendicular pe un plan. Da. Da. Dreapta perpendiculară pe un plan. Asta scrie. Dreapta. Perpendiculară pe un plan. M-a făcut. Paralelo. Ai zis și pe care îmi pare. Așa, am făcut în domeniul dreapta perpendicular, că mă distanță de la un punct la un plan, înălțimea piramidii, da? Distanța de la un punct. La un plan și înălțimea piramidii. Distanța de la un plan. Un plan. La un plan. Un plan. La. Și înălțimea piramidii, nu? Da. Asta nu pot. Asta nu pot. Asta nu pot. Bun. Acum să le dăm repetoare, exact. Foarte simplu. Corect. Vă închipuiți că am un plan. Iată, acesta e plan, nu? Eu am o porțiune din plan. Acesta e caiet. Planul, știți bine că ne are, cum să spunem, nu-i delimitat. E un plan. În desen îl facem cu. În desen îl facem în formă de, așa, de pantogram, adică luăm o porțiune din plan, planul alfa, și vorbim de o dreaptă paralelă cu planul, pe care o să duc eu deasupra. Da? O dreaptă. Nici dreapta asta nu am să o duc stânga, dreapta neterminată, adică capete la o dreaptă, nu pot să spun, vorbim de semidreaptă, ce înseamnă semidreaptă? Începe de undeva. Dar dreapta, când zic dreapta dată, o dreaptă de, paralelă cu un plan, când de paralelă cu alfa, dacă și numai dacă, nu se întâlnesc niciodată. Da? Deci, paralelă, dacă nu se întâlnesc niciodată. Adică, de intersectat cu alfa, e ca un lucru. Asta vreau să spun. Despre o dreaptă e paralelă, înseamnă că intersecția nu se produce. Nu am zis intersecție. Când nu ar fi paralelă, de nu este paralelă cu alfa, dacă și mai dată, de intersectată cu alfa egală cu un punct, sau chiar este inclusă. Egal cu un punct, adică, dacă aș lua un exemplu, ar fi, să zicem, planul de aici, planul alfa, care trebuie să am zis să fie și locul de reprezentare așa, pe paragraf, și iată, dreapta A, dreapta B, care nu a înțepat, iese, nu mai vedem nici, vede de sub, da? Și o vedem din nou cu mă. Deci așa arată o dreapta, care înțepat în punctul A, planul alfa. De cu alfa are un punct comun. Iar când privesc, când privește problema cealaltă perpendiculară pe un plan, înseamnă că trebuie să fie situația asta când să desenez și un alt plan. Tot un alt plan. Alfa. Și iată dreapta care vine perpendicular, înțeapă aici în A, nu se mai vede, și o vedem de sub. Adică, dacă ar duce eu prin punctul A drepte în plan, toate unghiurile acestea, uitați unghiul aici, trebuie să vedem 90 de grade. Unghiul ăsta, tot 90 de grade. Deci toate unghiurile, sau toate unghiurile făcute cu dreptele, respective. Deci asta e planul și asta e dreapta, îți drepte. Exact. Da? Deci, spun, ăsta, așa se dreapta de perpendiculară pe plan, în sensul că
Poate unghiul din pe care l-ați face cu diverse drepte care trec prin piciorul perpendiculare. Deci punctul ăsta se numește piciorul perpendiculare. Punctul în care înțepat. A. A aici. Piciorul perpendiculare. Piciorul perpendicular. Deci A. Poate numele de piciorul perpendicular. În concluzie. V-am vorbit foarte repede despre ceea ce înseamnă dreaptă paralelă cu un plan, nu se intersecta niciodată, dreaptă care are o intersecție cu planul, într-un punct A, și dreaptă care e perpendiculară. Deci din cele care au intersecții există una specială care pică perpendicular. Și atunci dacă îmi greșesc în origine. Dar distanța de o dreaptă înseamnă așa. Am un punct și duc de acolo perpendicular. Și lungimea segmentului cel distanța. De la punct? La plan. De la plan. Am un punct M. Închipuiți-vă un punct M. Din punctul meu cobor perpendicular pe plan, ea este unică. Nu pot duce două perpendicular, una și una cu una. Iar distanța asta, de aici, la M, la piciorul perpendicular, deci am, în condițiile astea am, poartă numele de cine am? Distanța de la un punct la dreapta. Distanța de la un punct la dreapta. Deci asta trebuie să înțelegeți. Și toate lucrurile acum sunt puse la punct. Da. Am făcut de dreapta paralelă cu plan, nu și ceilalte, dar foarte ușor, nu am mai discutat, dar am făcut și eu, dar nu am văzut. Exact. Și am văzut. Și trecem la temă, așa că știi totul. Da, 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 da. Adică, cine e asta? Da. Avem, câteva trei probleme. Ați dat să-și lucrăm ceva la algebră, dacă... Da, după ce terminăm cele trei probleme, că devine și Cosmin așa prima. Așa, bănesc cu mine, așa. Da, mă gândesc. Da. Da, o să stați și cu el. Adică mai stăm, mai avem până la 8. Chiar mai găsim, dar vine și el să vii cu voi. Vezi, nu deși de exemplu la voi. Păi da, de-aia l-am chemat un profesor. Stam să-ți facem algebră un pic, dar după ce terminăm geometrie, facem algebră, da? Haideți să facem probleme, ne? Hai să terminăm. Problema 6, de la pagina 134. 6 de la? 134. Așa. Fie punctele necoplanare, A, B, C, D. Fie, în ipoteză. Da. A, B, C, D, necoplanare. Și punctele M, N, P, R, mijloacele segmentelor. M, N, P, R, mijloacele segmentelor, B, D. Mijloacele lui. B, D. B, D. D, C. D, C. C, A. C, A. Respectiv A, B. A. Să arătăm o concluzie că RP este paralelă cu planul BCD. Paralelă cu? BCD. BCD. Cu planul BCD. Da, cu plan, da. Așa trebuie da. Să arătăm că NP asta, NP paralelă cu BDA. Paralelă cu BDA. Cu planul BDA și că MR a trebuit. Da. MR paralelă cu ADC. A? De ce? Adică o piramidă în limbajul. O piramidă. Cu trei aparținând unui plan și unui nu sau... Deu în afară și exact. Apoi ce e jos. Jos. Da. Asta ce-am dat cu punctul de necoplanare. De acord, da? Piramida. Da. Deci desenăm un efect de... Triunghiular, nu? Că dacă e patru latere, cum se face? Da. Din... da. Și nu regulat. Nu, oarecare. Nu avem un tetraedru la fusă, nici o piramidă regulată ca să pornim în chestia asta. Deci, știți bine cum facem. Vom așa, desenăm punctat partea asta. Poate ar fi bine să o fac un pic mai mare, că lucrăm pe probleme, pe probleme în și important să fie, cred că să o fac aici chiar pe jos. Da. Și acolo o să lucrăm, da? Așa.
Și zicem A, B, C. Dintr-un punct anume, adică perpendiculară, pe plan. Din ce punct? Uite cam... Nu spune că ar fi de la intersecția mediană, mediatoare sau înălțimilor. La întâmplare. Dar nici nu spune. Că spune necoplanare. Eu mi-asigur necoplanaritatea fără ca să ia pe punctul respectiv în, în planul ABC. Corect. Atunci eu zic mai întâi perpendiculară asta. Am grijă pentru crearea imaginii să fie, să nu fie pe direcția asta, uite, dacă ar fi așa pe aici, pe DC, pe DB, sunt coliniari și da, nu creează imaginea de flanc. Da? Și de aceea iau un punct D aici până la și... Unesc. Asta e punctul ăla, nu se vede. Da. Asta se vede și asta se vede. Simplu. Da? Da? Și se vede că am realizat ABCD necoplanar. Prima parte a problemei necoplanar. E mie în P și E, E în locul BD. Deci BD, la mijloc, da? Faceți figura cât mai aproape de adevărat acum, cu mijloacele astea. Da. BD. Deci E aici. E în al DC. E în al lui DC. Mijlocul lui DC. În clipa în care am făcut și am învățat cu el, în mintea mea începe să lucreze următorul lucru. Mersul va fi în mijlocie între unghiul DC, DC, B. Bine? Deci vedeți și fac. Acum gândesc cu voce. Gândesc cu voce pentru că vreau să prind toate elementele problemei. Nu degeaba am la mijloc. Nu degeaba am la mijloc. Și dacă e mijlocie, gata. Iată, încă acum spun linii mijlocii, despre mijlocii știu eu. E paralel cu BC și jumătate. Vedeți, eu în clipa asta, ce fac, adun elemente. Da? Îmi îmbogățesc ipoteza problemei. Corect. M și N. P. P pe ce A? C. A. P aici. Da? P aici. Pe ce A? Cu și râ pe AB. Râ pe mijlocul AB. Râ aici. Și când ies pe B cu R, iarăși tot pe cu R. Paralel. Opa! Deci, deocamdată, în planul de jos, păi râ pe AB cu CB. În planul? Jumătate. Da, în celălalt. Mână-i paralel cu BC. Mână. Mână e paralel cu BC. Ia uite mână cu mână, nu? Iată paralel cu mână. Iată și paralel și congruente. Exact. Paralel și congruente înseamnă că N-M fiind paralelă și B-R cu B-R, două drepturi paralele fac un plan. Exact. Deci există planul N-M-P-R. Ei, ce păcat, nu ne-a cerut asta. Vă rog cerut asta. Deci sunt o planare. Corect. Eu nu mă interesez de acum de, da, de ce cer. Da. Eu tot îmi aduc câteva elemente. Da. Ba mai mult, fiindcă sunt o planare. În planul N-R-R-R. Acesta este chiar, dacă aș uni, ăsta este chiar un paralelogram. Corect. Pentru că are două laturi opuse, paralel și comun. Corect, corect. E paralelogram. Asta înseamnă că și un R e paralel cu un P. Da. Nu știu dacă îmi trebuie. Nu, dar... Da, zic. Dar M fi în mijlocul de A, R a lui A, B, M, R, îi pare rășcut de A. Corect. Îi pare rășcut de A. Puteam să reacționez așa și... Da. Și acolo... Foarte multe chestii care... Deci, asta unite, toate, deci, N cu P, așa, toate unite mi-au creat acolo un paralelogram care face servicii foarte importante mai departe. Nu știu ce-mi cere. Acum avem. Dar până acum am desfăcut ipoteza. Asta am desfăcut totul, domn profesor. Nu? Am capăt un problem. Am capăt un problem, măi, da. Fără să-mi propun. Când a zis că mână e paralel și cu... Da, nu mi-a ce. Și A și cu A, D, atunci și mă râi paralel cu A, D, adică e paralel și cu planul A, că D. Dar uite, primul R, cu paralelul se fac cu BCD. Și a rezolvat problema. Păi da, nu pot să mă e paralelul cu BCD. Da. Din ce pot? Pentru că e paralelogram. Da,
BCD. Da. Da, deci B e paralelă cu BC. Cu BC, da. Da. Cu BC. Și B e paralelă și cu N, mă. Da. Paralele. Într-adevăr, B e paralelă cu BCD. Cu planul BCD? Da, da, da. Deci, ca să arătați cu o dreaptă paralel cu plan, este suficient să arătați că e paralel cu o dreaptă din plan. Corect. Și ne-am arătat, arătăm și P, R, suntem prin linii mijlocii în ABC. Deci, paralel cu CB și atunci ar fi fost suficient. Nici nu mai trebuie să mai mergem prin. Deci, e suficient să zicem, dar atât. Deci, dacă o dreaptă, vrei să arăți că o dreaptă e paralel cu un plan, este suficient. Și să arăți că ea este paralel cu o dreaptă din planul respectiv. Și gata. Nu trebuie să arăți cu toate dreptele. Nu cu toate dreptele. Nici nu poți să arăți că una singură. Ia să vedem cum scriem. P, cum? Deci, între O, R, P, R, demonstrație, da? Nu așa, Adi. Într-unghiul D, C, B, N, M, N, E, S, C, E, rezultă că... Da, Miruna, hai să facem așa. În ce triunghiul? Prin D, C, B, da? D, C, B, da. Deci, într-unghiul D, C, B, acolo avem că M e la mijloc și M e la mijloc. Corect. Mă aparține lui D.B. Mă aparține lui D.B. Dar nu oricum, cu calitate, de fi la mijloc, adică D, mă... Egal. O, egal, hai să zic, egal, cu mă B. Nu, nu, corect. Cu mă B. Nu aparține lui D.B. Nu aparține lui D.B. Având calitatea că D, mă... Egală cu mă? Egală cu mă, C. De aici, din ăsta, rezultă că mână, linie, mijlocie. Fiind linie, mijlocie, rezultă că ea, mână, paralelă cu BC. Dar BC e inclus în planul. În planul. Planul ABC. ABC. Deci, de aici rezultă că mână paralelă cu planul ABC. ABC. Nu trebuie, dar aici e suplimentat. Da? Asta e suplimentat. Așa facem și pentru... Exact. Paralelă, exact. Da. Da. Deci mână e paralelă cu planul ABC. ABC. Dar mână era chiar impus în planul ABC. De aici. Mână în ABC nu era. Nu, nu avem ce, nu. E de corect. E corect. Deci n-am avut întrebarea asta. Nu, dar avem IRP. IRP. Hai să începem. Da. Într-un ABC, zi Adi. Deci, între unghiul ABC. Între unghiul ABC avem o M, nu, R, R mijlocul lui AB. R aparține lui AB. R aparține lui AB. Așa încât A, R... Aparține la AB segmentul, așa. Da. Și pun și aici, că așa se vedeți, așa, așa încât. Așa încât, A, R, egal cu A, cu R, cu R, cu R. Bun. Bun. P aparține la ce? P aparține lui A, C, așa încât, P, A, egal cu P, C, deci rezultă că P, mă, da, cu C. Din cele două, i-am făcut pe prința lucru. Nu, am mai la mine. Aveți? În ce se rezultă? Rezultă că P, R, linii mijlocie. Da. Și de aici rezultă că P, R, P, ca să scriem ca în concluzie. R, P, paralelă la lucrare. Cu B, C. Cu B, C. Trebuia cu planul B, C, D. Da. Că R, P, paralelă cu B, C. Da. B, C, da. Iar B, C inclus în planul B, C, D. Nu, B, C, D, da. Da, B, C, D. B, C, D. De aici rezultă că R, și, și R, P e paralelă cu plan. Cu plan, B, C, D. Acum am eminat-o pentru următorul. Pentru M, B, paralel cu B, da. M, B, paralel cu B, da. D, A. D, C, A. Într-unghiul. D, C, A. D. D, C, A. D, C, A, da? Da. Ale. N, mi, N aparține cu DC. Da. Așa încât N, C, egal cu N, C. N, C, egal cu N,
Nu că. Da. P aparține lui AC. Cine? P. P aparține lui AC. Da. Așa că C A egal cu P C. C. P A egal cu P C. Da. Deci ce toate de astea rezultă că nu P vine în șocie. Nu, nu P. Nu, da, da. Care tu ai inclus în planul A, B, D. Și atunci rezultă că LP este paralel cu planul A, B, D. Corect. Și tu ar fi pentru următorul. Așa, și... Pentru B, că nu paralel cu A, de ce? Așa, cum, între un triunghiul... Care? Așa, în triunghiul acum. M, R. Deci, triunghiul... Băi, Adi, M, R, să arătăm că este paralel cu planul A, de ce? Ce? M, R e paralelă cu P, N și... Hai, dragă, după așa, așa, în triunghiul. Nu așa, nu pot așa. Nu putem? Nu, că uite la triunghi, adă C. Asta-i fata. Păi da, cum nu putem? În D, A, B. În D, B, A. M e mijlocul DB, R este mijlocul AB, rezultă că M este mijlocul din mijlocie și paralelă cu AD. Sau pot și cum este, Adi? M e paralelă cu până și până e paralelă cu AD. Hai, 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 hai! Deci nu mai mergem pe aceeași structură ca față. Cum vreți, hai zi, Adi. Pe aceeași structură, așa arată frumos. Deci în triunghiul DAB, deci în triunghiul DAB, avem M, în mijlocul aparține lui DB, lui DB, da, așa, încât M, D egal cu M, B, și R aparține lui A, B, așa încât R, A egal cu R, D. R, B? Eu n-am părut și da, da, da. Deci rezultă că M, R vine mijlocie. Și M, R, paralelă cu A, D. Da. Paralelă cu A, D, care e inclusă în planul. Care e inclusă în planul A, D, B. A, D. Da. Da, trebuia în A, D, C. M, R, inclusă în planul D, C, A. D, C. Care? Deci M, R. E paralelă cu A, D. Cu A, D. Da, A, D. E inclusă în planul A, D, C, da. Și unde am spus asta? Mărul paralel. Mărul pe adăbă, e adăcă. Adi, mărul paralel cu cine? Mărul paralel cu adă. Da. Și adă este inclus. Adă este inclus. În planul adăcă. În A, D, C. Da, deci rezultă că mărul paralel cu planul adăcă. Da. Vii clar problema asta, nu? Da. Bine. Ați semnat și scris? Da. Bine. Șerge. Da. Pentru că următoarea problemă. Continuăm. A fost într-o seară,
Când nu mai puteam vorbi, de la așa de sete. Da, dar am văzut că vezi foarte mult apă la rodin. N-ați văzut la apă. Dar e bine. Știi... Și mi-era nici foarte cald aici. Dar e bine că mă vezi așa. Da. Hai să vedem. Problema 7. Da, de la 4.134. 7 de la 134. În ipoteză, triunghiul ABC. Triunghiul ABC. ABC. Are latura BC conținută în planul alfa. Îl precizăm de acolo. BC inclusă, așa zice, BC inclusă în alfa. În plan alfa. Iar punctul A este exterior planului alfa. Deci A, A nu aparține lui aparține alfa. Segmentele BD și CE BD în paranteze pătrate. Segmentele BD și CE în totalitate. Da. BD și cu D aparține lui AC. CE. D aparține lui AC. Se drept de AC. Da, AC fără paranteze nimic, așa. E doar dreapta. Da. Și E aparține lui AB. Aparține lui AB. E aparține lui AB. Sunt mediane în triunghiul ABC. Cine? BD și CE, da? Da. Mediane. Sunt mediane în triunghiul ABC. În triunghiul ABC. BC. Să arătăm în concluzie că ED este paralelă cu planul alfa. ED paralelă cu planul alfa. Dați-mi idei de construcție. Păi mai trebuie să facem un plan. Un plan alfa. Un plan alfa. Intră în construcție și plan alfa. Deci o să desenăm un plan alfa. Deci acesta este planul alfa. BC zice că este inclus în planul alfa. Da, nu. A, nu. Deci facem în planul alfa. O dreaptă. O pot face și așa, și așa, dar direct nu o să fac asta. O să fac asta. Uite acolo la cum o face. BC. BC. O și groșcă, o vedem din planul alfa. Și un punct A exterior plan. Și un punct A exterior plan. Aici undeva, zicem, da? Deci, vedeți? B și C inclusă, segmentul BC, îl vedem, A, în exterior. D pe AC. Deci unim pe A cu C. Și pe A cu B. Și pe A cu B. Că trebuie să facem plus de tare, ce? Da. D pe AC. D pe AC. Dar nu ne zice de A. Da, zice că e median. Așa încât BD, median. BD, median. Deci ăsta nu fie la mijloc. E nu la mijloc, ca să nu fie confuzia asta. Cu planul. Cu planul. Haideți să lăsăm numai din două desenat planul. Sau cum se face? Așa sunt. Da, cel mai des, ca să nu eu n-aș face o, nu știu, în carte, autorii folosesc așa. Dar eu las nelimitat, adică în partea asta, exact. Eu dau așa plan. Păi așa. Cam așa dau și autorii. Așa? Mm-hmm. Așa trebuie făcut. Ori una nu suportă. Dar să nu călcăm paralelă. Sigur. Tocmai pentru a semnifica că e nelimitat. Așa. Se dă BC, așa, A nu este inclus în plan, e imaginea cu varianta asta, nu mai creează senzația că nu e inclus în plan. Da, să vedem așa undeva, nu? Așa, dar ei acum au pericolul ăsta este, dar depinde de figură. Și noi o să facem patogramul, planul ăsta, pentru a crea imaginea că nu este inclus în plan, mai mic un pic, da? Așa. A sunt inclus în... Da, nu, păi A nu e, uite, A nu va ține plan de alfa. Acum da. Senzația este corectă. Da. Imaginea este mai bună, așa. Așa că B, E în jocul lui B, A și D e în jocul lui B. Adică D deci, e B, D, median. B, D. Pe acela, aici e tu. Și aici este eu. Eu, da. Da. Spune că așa când BD să fie median. Da. Păi, acum ne obligă pe noi să... De ce din asta. Ne obligă pe noi să ne amintim și mediana. Mediana unește vârful cu mijlocul. Uh-huh.
Deci nu ne spune că dă-i la mijloc. Putea să fie drăguț să spună așa. Bă, dă-i pe aceea așa că dă-i la mijloc. Nu. Nu. Îți spune, cum să spun, să ne atragă mult atenția la acțiune sau ce mediană. Da. Bă. Iar ce e? Ce e tot mediană. Da. Adică e la mijloc. Mesajul ăsta este. Trebuie să arătăm că e D. E paralelă cu planul alb. Păi cum e D? E paralelă cu BC și BC e în planul alb? Pare să că... Te da, pentru că de rapid este. Da. Dacă am înțeles, dacă nu aveați noțiunea de mediană cu la voi, nu aveați. Corect. Nu puteați face. Ok, așa, dar încercăm. Demonstrați. Demonstrați. Viteți copii. Într-un grup ABC. Ce e pe BC? Altul. Nu, vreau să începem așa. Ia, altul. Cum VD și că e mediană. Așa. VD. VD. Că e. Uite așa. Și ce e? Mediană. Acolată. Mediană. În triunghiul care? În triunghiul la bucă. A, B, C. Rezultă că de aici. Rezultă că D, că D e. Nu, nu deodată. Nu deodată? Nu. Atunci se mediană. Rezultă că D este la mijlocul la C. Cum zice? D aparține. D aparține lui A, C. Așa. Așa încât A, D este egal cu D, C. Și E aparține lui AB, așa încât A e egal cu EB. Din cele două rezultă da. Că D e da. Linie mijlocie. Linie mijlocie. Ce rezultă? În triunghiul AB. ABC. Rezultă de aici, fiind din mijlocie. Iată, deci că D e paralel cu BC. E paralel cu BC. Și D e... BC este inclusă. BC e inclusă în alfa. Da. Rezultă. Și aici rezultă că D e... Așa, paralel cu planul alfa. Păi, nu am problemă. Da? Așa trebuie, dacă... Uitați-vă. Apară clar. Despre ipoteză, cu informații de acolo, mă zic ușor. Aici am atras atenția că știu ce înseamnă mediană într-un triunghi. De ce am tradus exact. Mai avem una. Chiar. Da. Chine fișelul după probleme. Da, da, da. Și mai aproape de treabă. Și când vine plin. Ei. Că vine și cu sora, dacă înțeles. Dar pe la mici casă. Nu, pe la o să vă povestească ceva ce nu o să credeți. Adică? Nu a făcut de la început anul, decât în jur de 10 ore de matematică. Da. Dar la ce de ce? La ce economic. Tot a făcut. Mă da, făcute. Și de unul de matematică făcute, o să vă povestească. Făcute așa. Conspectați. Și sunt acolo... Unde ești din Bacău? Da, da, da. Mai conspectați din carte, din manual, și ca temă exerciții de rezolvate. Bineînțeles. Deci nu... Problema 10 de la pagina 134. 10? Nu, 134. 134. Da, da. Se consideră scris, dacă am... Se consideră prisma triunghiulară regulată ABC A prim B prim C prim. Deci A B C A prim A prim B prim C prim, C prim. Prisma triunghiulară regulată. Vă punctele M N B Q. Iar M N B Q. Mijloacele segmentelor. AB. Mijloacele segmentelor. AB. A. B. BC. BC. B prim C prim. B prim C prim. Respectiv A prim B prim. A prim B prim. Se știe că AB e egal cu 12 cm. Toate în ipoteza. Da, da. AB.
Ceva de 20 cm. Iar A aprim, 8 cm. A aprim. 8 cm. A, bine, da, 8 cm. Să arătăm în concluzie. Amic. Concluzie. Amic. Da, concluzie. Amic. P, Q, paralel, planul ABC. P, Q, paralel. Planul ABC. A, B, C. Benic. Să stabilim natura parculaterului M, N, P, Q. M, N, P, Q. Cine este? Corect. Și C. Calculați perimetrul parculaterului A, C, P, Q. A, C, P, Q. P, Q. A, C, P, Q. Deci, pe bun. Atât. La triunghi echilateral. Consistent. La triunghi echilateral. Prisma. Are două bani, nu? E prisma sau e... Prisma sau piramide? Piramidă. Prisma. Și cum adică? Are două bani sau o bază? Are două bani. Două baze. Para? Paralele. Paralele. Deci, în mintea noastră, de când am citit aici A, B, C, A, prim, B, prim, C, prim, prisma triunghiulară regulară. Prisma triunghiulară regulară. Foarte important. Deci baza este un triunghi. Echilateral. Da. Triunghi echilateral. Ce trebuie să facem noi? Cine este mână cu ciu? Ce figură este? Așa da. Da. Cine este mână pe ciu? Am pus în paranteză pentru că e vorba de planul. Exact. Da. Să vedem cine. Da. Pe forma. Da. Deci începem. Un triunghi. Echilateral jos. Dacă știi, nu trebuie să-l desenăm. Da. Îl desenăm tot așa. Ca să creăm imaginea din spațiu. Nu cu laturile egale, deși noi știm că sunt egale. Noi avem clar în mintea asta. Deci A, B, C. Da. Acum, mâchilele știm că sunt paralele între ele, nu? Da, da, da. Așa se întâmplă la prisma. Poate mâchile sunt paralele. Și egale, nu? Și egale. Deci, vedeți în timpul ăsta ce fac desenul, tot timpul lucrurile se așează în mintea mea și multe informații mi adun. Mai mult, fiind o prismă dreaptă, mi-am dat-o așa oblică. Da. O prismă dreaptă, am aflat și știu asta, că prisma dreaptă înseamnă că sunt perpendiculare pe planul bazei. Deci, 90 grade. Fiecare mânchi perpendicular pe planul bazei, pe fiecare din mânchi respective, puncte de acolo, da. Da? Deci unchiul ăsta e din 90, ăsta e din 90, da. Peste tot. Da. Și acum, trebuie să închid partea de sus, printr-o plan, paralel cu planul bazei. Așadar, voi pune A prim, B prim, A prim, B prim. Paralelă cu apă. Da. Și pe urmă, aprim ce prim. Deci, paralelă cu apă. Dacă voi le măsurați și cu așa, văd, da, exact. Eu fac asta din mers, da? A, C, și A, prim, ce prim. Da? Băi, frig afară? Da. Nu am zis ăla ta. Nu mai vine seara asta, a fost la dentist, veni mâine. Așa. Bun. Dar nu cu dinții scrie. Da. Da? Bun. Hai să zicem. Se dă A, B, C și A, prim, B, prim, C, prim, prisma. Cele două pare sunt paralele, adică știm, toate fețele sunt ce? Drepturi. Da? Toate fețele sunt drepturi, de pe acest lucru. De pânghiul, că au 90, 90, 90, acolo de grade, fiecare... Perfect. Da. Am vorbit mai înainte că sunt... Deci, tocmai și tu zici că sunt perpendiculare, toate fețele. Fica primii perpendiculare pe planul bazei, ea a primii perpendiculare... Cu ce ce primul ăla asta... Și aia e perpendiculare pe planul bazei. Și în afară de asta, faptul că este o prismă triunghiulară, regulată, în general, când se dă așa, eu înțeleg că e și dreaptă. Dacă nu e dreaptă, spune să fie o prismă oblică. Și atunci toată construcția era așa. Înclinată, știi?
faptul că e dreaptă, toate sunt perfect, formează în obiect și grave acolo. Sunt de perpendicular. Deci, Nu. Când e o prismă la care nu se face referire că e oblică. Deci când nu se face prizarea că e oblică, tu rupturea la dreaptă. Ai înțeles? Adică cu unghiul de acolo. Autorul când vrea să spună că este o prismă oblică, trebuie să precizeze. Că eu altfel vreau totdeauna la dreapta, totdeauna perpendicular, pe unghiul va fi perpendicular pe planul bazei. Deci totdeauna perpendicular pe Bun. Deci dreptunghiuri, nu paralelograme. Dreptunghiuri, nu paralelograme. Fețele. Bun. Știm că AB egal cu... AB este egal cu 12. AB este 12. A prin 8. Cât? A prin 8. A prin 8. Și BB prim înseamnă că e 8 cu 8. Da, ce primă. Bun. Și mai știm că M... Da. Și mai știm și mijloace. Mijloace. M în mijlocul lui AB. 4. Care e 4? Adică am mâini cât mă bă și de 4. Și 6 mâini de 4. Pe 12 păstra 4 la 2, 6. Mâini. Alo? La ora 8. Da, păi eu sunt aici. Sunt aici, chiar aici sunt. Dacă vine doamna, da, eu sunt aici, la locație. Da. Și cum o cheamă pe doamna? Cum terminăm în vot? Cum termin aici ora? Suntem la matematică cu domnul profesor, mergem și revolvăm. Da? Da. Da, exact. Bine, bine, la revedere. La revedere. La revedere. Așa. Deci, ne facem să revedem programul. Deci, în mijlocul AB, da. N al lui BC, punem aici. Mijloace fiind, știu sigur că am pe acolo din mijlocii, dar va fi falsul. B al lui BC prim. P al lui B prim, C prim, aici este da. Și Q al lui A prim, B prim. A prim, B prim, Q. Bun. Să arătăm că PQ este paralel cu ABC. PQ. E paralelul cu planul ABC, cu ABC. Hai, copii. Planul ABC e paralel cu planul A prim, C prim, B prim. Iar QP este paralel cu A prim, C prim, care e inclus în planul A prim, C prim, B prim, deci... Nu mai trebuie să mai spun că e paralelul. PQ fiind o dreaptă din plan, care plan de aici e paralel cu ăsta de jos, atunci PQ e paralel cu planul de jos, desigur. Deci dacă două plane sunt paralele, atunci orice dreaptă dintr-un e paralel cu planul celălalt. Așa și redactăm, nu? Așa, da, demonstrați. Mai trebuie să vorbim despre tot mânul cu... Nu. Întâi... Hai să zicem la A, ca să demonstrați. Demonstrații. A. Pentru asta spunem... Triunghiul. Pe A pațientului B prin C prim, uite, vă spunem. A, B, C, A prim, B prim, C prim, prisma. Din cauza de prisma. Rezultă că ABC... Planul ABC e paralel cu planul A prim, B prim, C prim. De desupra vă adăugăm. Faceți plan, domnul profesor, și la A prim. Da. De desupra vă adăugăm. PQ este inclusă în planul A prim, B prim, C prim. Corect. Și dacă vrem să insistăm, pe ei, pe mijloc, Q, da, pe acolo. Și dacă o dreapta are două puncte comune cu un plan, ea are comun, este inclus în plan, nu? Corect. Avem totul acum. Conform acestea, atunci PQ este paralel cu ABC. Terminat punctul. Punctul. Ia să vedem. Ce este M, N, P, Q? M, N, P, Q. Punem acolo, domnul profesor, da. M, N, P, Q. M, N, P,
drept. Dreptunghi, dar trebuie să avem argumente exact. Serioase. Păi, până e paralel cu BB prim. Până e paralel cu BB prim. Da. Cum le dacă? Cu... Mai întâi spunem că cele BB prim, cele prim e dreptunghi, deci din faptul că am de-a face cu o prismă, de acolo plecăm, atunci ce prim, B prim, B este în dreptunghi. Am stabilit că ovații, spiețele sunt dreptunghi. Corect. Da, de fapt de prisma. Și zicem că până în mijloc, limbi, mijloc și sau până în mijloc, da. Până va fi linii mijlocii. În dreptul că așa, da. În ghilimele din mijloc. Da. Cu alte cuvinte, până îi paralel cu B prin B. E egal. Și e egal. Deci, și cum ai ieșit unui drept, până îi perpendiculară pe, pe plan. Pe plan, deci și pe M, M. Corect. Păi și ăla e dreptul. Și atunci ăla e dreptul, că și chiar M, M se întâmplă să fie la fel, da, dreptunghiul ăsta. Și deci figura aceasta e dreptul. Scurt, e așa redactăm. Da, hai să facem. Cum așa. Ziceam? Cu B, mijlocul, locul, nu, să zicem așa, de la început, ABC. A, B, C. Acum B, prim, C, prim, prisma. Rezultă că fața... B, C, C, prim, B, prim. B, C, B, prim, C, prim. Este dreptunghi. Dreptunghi. Asta și cu asta. Și A, A, prim, B, B, prim. Da. A, A, care e nevoie? A, da. Prim, B, prim, B. B, prim, B. Dreptunghi. Sunt dreptunghi. Din dreptul încă reiese din asta că într-un dreptul ce se întâmplă? BB prim, BB prim fi paralelă și cum? Și egală cu până, dar acum n-am inclus-o. Nu, cu că prim. Ce prim. Cu ce prim. Cu ce prim. Okay. Și cum avem că P la mijloc, adică ce prim P, ce prim P. Egal cu B, B prim. Egal cu B, B prim. B. Și C, N, e de sub. Și despre ce? C, N. N, egal cu N, B. N, B. Rezultă. C, N, cu N, B. Da. Rezultă din toată chestia asta. Că B, B prim. În cele trei. Paralelă și egală și cu bănân, nu? Da. B, B prim. B, B prim. Paralelă și egală. Cu bănân. Cu bănân. Analog în fața A, B, B prim, A, da. Deci... Analog. Hai scris. Analog. În A, B, A, B, B prim, A prim. Și atunci rezultă... Și atunci rezultă raționamentul... Dacă B, B prim este paralelă și egală. B, B prim, paralelă și egală. Q-ul M. Q-ul M. Și din astea două acum. Din astea două. Rezultă că e doar paralelogram. Rezultă că e și dreptunghi. Păi da, dacă e paralel cu DB prim și BB prim, e știi prin... A, că noi știi perpendiculară. Păi, gata, e dreptunghi. Da, deci rezultă că figura... M, N, P, Q. M, N, P, Q. Dreptunghi. Dreptunghi. Și mai avem perimetrul... Până acolo e perpendicular pe mână. Până pe mână. E perpendicular pe mână. Mai întâi până era paralel cu BB prim. Da. Dar BB prim? Da. Și BB prim e perpendicular pe AB. Și e tot planul ABC. Și dacă e perpendicular pe tot planul AB, e perpendicular și pe dreapta mână. E în planul ABC. Dacă o dreaptă e perpendicular pe plan, atunci e perpendiculară și pe dreapta asta care e. Adică până e perpendicular pe planul ABC, nu? Până e perpendicular pe planul ABC, da? Sigur că dacă e paralel cu BB prim. Da? Da. Deci, și de atunci, dacă ești totul este perfect, da? Este dreptul, termin. Dar să o faci de fiecare dată. Acum. Să o faci de fiecare dată. Și tu ai și tu. Dacă ceva nu ți-e clar. Ceva nu-i clar, întrebăm. Păi cum ieșim de aici? Dar voi nici nu știți ce mare ajutor faci, de ce mare ajutor sunteți voi pentru cei care urmăresc filmul. Corect. Că
în momentul în care a intervenit, eu sunt obligat să reau, să punctez și mai bine și atunci lucrurile sunt mai repede. Sigur că da. Și perimetrul acum avem perimetrul ACPQ. 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 Să facem o altă culoare să-l vedem. Da. ACPQ. Ia să vedem. AC, ID2, AC. AC, PQ. PQ, de linia mijlocie, de sus. Așa, PQ aici, da? PQ, aia, da. Unim. Ia să vedem. QP e cât e? Păi AC, ID12. ID12, deci QP e 6. AC, ID12. Dar mai întâi ce este figura asta? AC, PQ. Figura AC, PQ, copii. Cu tot răbdunghi. Nu. Nu. Și nici pare răbdunghi. Nici. Nici. Este un pătul latel. Da, trebuie să spun exact. Romb. Ei, romb. Ce are această figură? Ele sunt coplanare. E trapez? Asta e. Cred că e trapez pentru că PQ este în planul de sus, AC e în planul de jos, cele două plane fiind paralele. Și ele sunt paralele. Atunci cele două sunt paralele. Da, da, PQ cât e copii? 6. 6, e jumătate din... Deci mai întâi că este trapez să trată foarte bine. Deci AC este în planul de jos. Da. PQ inclus în planul de cele două plane sunt paralele. Cele două plane sunt paralele. Atunci și dreptele acestea sunt paralele, da? Și formează un plan. Și formează un plan. Planul respectiv, în planul respectiv, trebuie să mai punctăm încă ceva despre ele. Sunt două drepte în plane paralele, dar pot fi și așa. Una așa și alta invers. În planul de sus. Păi da, da. PQ este linie mijlocie, domn profesor, și paralelă cu A prin C. Și A prin C e paralelă cu AC? PQ e paralelă cu A prin C prim. Cu A prin C prim. Și A prin C prim paralelă cu AC? Și așa ele sunt paralele. Atunci, da, așa. Așa trebuie argumentat. Redactat, da. Da, deci așa trebuie redactat. Ele sunt paralele, clar, sunt paralele. Și două de paralele formează un plan. Corect. Coplanaritatea este sigurată acum. Corect. Deci, întâi coplanaritatea, după care luăm deoparte trapezul acesta. Da. Știm că AC e 12. Da. Așa. Pentru că trapez chiar isoscel. AC e 12. Și QP... Asta e 12. Da, scris AC. C. Da, PQ. PQ. AC, nu, invers PQ. A, C, P, A, I, C, Q, A, I, C, da. Da. Și acum Q, P, este 6, de linii cu 5 și jumătate. 6. Da. Ne trebuie A, Q. A, Q și P, C. A, Q și P, C. Una din ele trebuie că... Da. Păi, între unghiul A prim, A, Q. A prim, A, Q. Avem A prim, de 8. Este 90 grade. Da. A prim, de 8. Da. A prim, Q, este de 6. 6. Cred că este 10. Hai să vedem. Repede, repede. 3, 6. 3, 6, 6, 4, da. 10. 100, 10. 10. Deci A, Q, 10, 10, iertați-mă. 100. Da. Ce frumos o zis eu. Da, 10-10. 10-10. Da, da, 10-10. Da, 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 da. Da, da, da. Este o măsură, atenție, a... De la 10. Era un cuvânt 10. 10 ea, da. 10 de la 10. Da, 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 da. Este o măsură a inteligență, să știți. Da, da, da. Îmi place și cum vorbește. Clar, clar. Da? Deci eu să stai, faci o plăcere de să da, da, da. Deci 6, 8 și 10. Da. Da. Acum, aflarea perimetrului este 12 cu 6 și 12, 10, nu? Uh-huh. Dar ce isocel? Da, sigur. Trapezul isocel? Păi eu zic că isocel. Adică eu zic că A, Q este cât ce? Păi da, că... Sporele în formă de isocel. Este nu sunt paralele cu acest plan, nu sunt paralele cu plan. Nu sunt paralele cu CP, nu. Dar el este social pentru că de obicei... Pentru că același triunghi, triunghiul C prim pe C. C prim pe C, triunghiul pe C prim pe C, este o situație asemănătoare. Triunghiul sunt concurente cu triunghiul celor cu A,
Prin Q A. Și atunci e clar că triunghiul de râs. Deci asta e clar, familie. Da, puteți să scrie. Deci redactă. Redactă ce redactice? Pentru am început. Am început să aflăm pe... Păi nu, să zicem cum face... Cu figura asta e trapez, nu? Hai, trebuie să zicem pe trapez. Asta, da. Important. Trapezis orice. Deci, începem așa. Q-ul la mijlocul A, prim B, prim. Deci, zicem A, prim Q, egală cu Q, B prim. B prim. De desubt adăugăm. B prim B. B prim B. Egală cu P, C prim. F, C prim. F, C prim. Din cele două iese că... P, Q. P, Q. Linii mijlocii sau ce scriem? P, Q, linii mijlocii. Linie. Mijlocii. Și atunci rezultă că P, Q... E paralelă, zice copii. P, Q e paralelă cu A prim, C prim, zi-mi rog. Da, A. Cu A prim, C prim, urmați în lungul scrisul. P, Q paralelă cu A prim, C prim. C prim să puneți la proces. A prim, C prim, da. Da. Așa, P, Q... De desubt ce mai scriem? Că A prim, C prim e paralelă cu AC? Exact. Adăugăm că A prim, C prim e paralelă cu AC. Din ăsta două, rezultă că P, Q e cu AC. Corect. P, Q. Paralel cu AC. Și atunci înseamnă că A, C, A, C P, Q. P, Q, A, C, P, Q. Trapez. Trapez, mai trapez. Trapez. Și dacă e trapez, trebuie să justificăm că și isoscel. Deci luăm triunghiul. A prim Q. Congruent cu triunghiul. C prim P. Da. Pentru cau. Pentru cau. Și zicem? A prim. Cu ce prim? Congruent. Egal cu prim, da. Da, cu ce prim. Ce prim. Mai avem, să ved, A prim Q cu ce prim P. Exact, A prim Q. Egal cu ce prim. Ce prim, uitați-vă, ce prim P. P. Că trebuie să suntem tunice. Suntem tunice, că știm noi că toate muchiile alea sunt... Păi zicem, măsura lui A... A prim Q. Măsura lui A prim. Sau măsura lui A prim. Cum măsura lui A prim? Nu. Măsura lui A, muchiul lui A, A prim Q. Integrite. A. A prim Q. A. A prim Q. E egală cu măsura lui... Ce prim P. Și egal cu 90 de grade, nu? Da. Dar în ce prim mai face 90 de grade de un profesor? În ce prim, sigur. În ce prim, da? Sigur că da. Acolo ce prim? Zici. Păi nu sunt pe da, ce prim da, da. Pe... Pe B prim C? Sigur, da. Acolo și aici noi vedem 90 de grade. Da, exact. Bun. Și fiind triunghiului congruent, da, rezultă că și... AQ. AQ. Egală cu PC. Egală cu PC. Să facem 1 și 2 și scrie întâlneam 2, 3 trapezi sociali? Da, sigur că da. Dacă nu le aveți cum le și trapezi și cu așa, așa că vedeți deci și trapezi. Deci 1 plus 2. Dacă asta este 1 da. La trapez. Așa este. 2. Rezultă că A pri A, C, P, Q. A, C, P, Q. Și trapezi sociali. Trapezi. Isoscel. L-am luat deoparte. Știam că AC e 12, PQ este 6. Și atunci și perimetru, scrieți acolo. Asta e 10. E afară așa. 10. Și atunci perimetrul este egal cu... Perimetrul lui da? A, C, P, Q. Egal cu 20, 32, 38. 38. 8. Centimetri. Am rezolvat problema. Da? Suntem... Suntem ca să facem... Oprim și... Da, oprim și el. Și el, nu?